Nu fizic, că am și eu o nepoțică grupa 0 și vreau să meargă la școală. Nu e mai corect și mai bine, așa. Noi bunicii stăm cu ei, ducem, aducem, dacă să stau eu să fac online cu ea, e greu. Și cum simțiți că a fost perioada asta pentru copii? Eu cred că a fost grea pentru unii care le place școala. Restul, cred că au fost mai mulțumiți acasă. Au intrat, n-au intrat. Să meargă copiii la școală, nu la dracu. Cu ce carte e aia să te uiți pe telefon? Aia e carte? Eu am un nepot și noroc că m-a chemat doamna la pregătire acasă, dar încolo de făcea lecții cu el. Dar la așa cu telefonul, nu, ce școală? E aia nici note, nici fizic. Ți s-a părut mai complicată perioada asta online decât cea clasică? Foarte complicată, mai ales că stăm toată ziua pe scaun și nu am făcut nimic, ni s-a setat și coloana, mai greu. Normal, cum s-a învățat până acum, peste tot. În Europa asta cam fac cursuri. Online-ul a pus-o la pământ. Deci fizic vrem să înceapă, să fie bine pentru copiii, că s-au săturat de stat acasă. Și pentru că chiar aveți copil în clasa 10, simțiți că a fost mai dificilă perioada asta online decât cea clasică? Normal, normal că a fost. Eu nu stau cu ea în casă, dar oricum. S-au plictisit vecii copii, au înțepenit, s-au îngrășat. Pentru copii, evident că este mai bine fizic să facă școala, dar în condițiile astea merge și alternativa, ca să zic așa, compromisul ăsta online. M-aș fi gândit să fie începutul tradițional. Acum, dacă ne adaptăm condițiilor tehnice actuale, nu știu, n-am o părere. Hai să zicem că se meargă în regimul ăsta altul care se poate vrea. S-ar putea, după răspuns, să par puțin demontat, dar eu știu ce am învățat mergând în bancă și în bancă, parcă mi s-a mai bine așa. Și credeți că școala online are mai multe efecte negative asupra copiilor? Ieri m-am dus și am cumpărat o carte, că e o boală mea, ca să mai și citesc. La ora actuală toată lumea zguiește ochii la televizor și nu mai citește. Fizic, fizic, fizic. A fost mai complicată perioada asta online? Foarte complicată. Nu, mie sincer nu mi-a plăcut. Trebuie să înceapă fizic sau online? Fizic. Corect să fie colegi la un loc cu profesorii. Nu, online nu prea să face școală. Simțiți că copiii au avut de suferit în perioada asta? Cu siguranță au avut de suferit. Și mai ales că n-au socializat. Nu... Una să te duci la școală, să fii față în față cu profesorul și alta să stai în fața unei tablete sau unui telefon. Fizic. Cum a fost perioada asta online? Așa și așa. Și în viitor ai prefera cursuri fizice online sau variantă mixtă? O fizică. Fizic. Fizic, fizic. Fizic pentru că copiii au nevoie de comunicativ, să comunice cu profesorii. Asta e problema. Fizic. Eu cred că e bine pentru copii. Că dacă copiii n-ar cum să învețe online. Pentru că unii se joacă, alții n-au chef. Așa nu e ca și cum mai învață cu profesoara. La tablă să-i pună să iasă la tablă, să facă socoteli. Cred că e normal școala online pentru copii.